Mă pasionează treaba asta, capacitatea asta omului de a deveni altcineva cu totul. Mă pasionează, de fapt, privirea, știi? Cumva asta mi-a adus teatru. Capacitatea de a observa, știi? La 15 ani a aflat că vrea să fie actor. La 16 ani câștigă marele premiu la Olimpiada Națională a Liceelor de Teatru. Este fondatorul companiei de teatru Labirint, o formă de teatru pe care el a adus-o în România. În 2015 a fost nominalizat la premiile Gopo pentru primul său rol într-un lungmetraj. El este Bogdan Nechifor. Salut! Ești pregătit? Da. Hai că azi aflăm totul despre tine. Unde mergi întâi? Hai să mergem la Teatrul Național. Și da. După aia motorul unde e? Motorul e peste drum. Da? Mergem. Mergești cu motorul? Mergem. Hai, trebuie să facem o fotografie. Păi am crescut la casă, am crescut pe câmpurile din jurul Turzii, așa. Alergând, jucându-mă pe acolo, prin păduri, prin cheile Turzii. Na. Dacă mă gândesc la copilărie, mă văd alergând pe câmpuri și pe la bunica prin sat și așa. Bunica, Dumnezeu să ierte, își amintea cum atunci când eram mic, aveam un căluț de la pe roți. Am luat căluțul ăla și am început să-l fac cu el ca și cu o cădelniță. Și m-a văzut preotul satului care stătea lângă noi și mi-a zis, uite, tu o să fii preot, nu știu ce. Vezi, n-are nicio legătură. Păi și ai fost preot, dar o mare legătură, stai puțin, că rolurile tale... Sunt cu tine, nu? O să ajungem și acolo, cum ești un preot, orice ai face, nu scap de asta. Ne-ai pus pe jar, părinte. Unde ai fost? La înmormântarea mamei. Unde? Într-un sat din Munții Apuseni. Unde, mă? Și tu vrea să te cred? Zi-mă când te întreb. Până în Apuseni, sunt 2 zile de aici. Tu îți faci joc de mine? Tu mă iei de prost? La fiecare sfârșit de săptămână, taică meu era chemat la școală să-i se spună ce a mai făcut, ce geamuri a mai spart, cu cine m-a mai nu știu ce, pentru că se pare că eram foarte activ. El își făcuse un obicei din a veni în fiecare săptămână, chiar nu mai trebuia să-l cheme, el venea oricum să vadă ce... Na. Și într-o săptămână... I-au spus că săptămâna asta nu au făcut mare lucru, nu. Așa, și taică mi-a venit la mine așa foarte serios și a zis: mă, copile, ești bolnav? Dincolo de toate năzbătile astea, se pare că avem medii destul de bune. Maica mea fiind inginer, ea spunea că ar trebui să fac mate info. Adică să mă duc la un liceu bun, să fac mate info, să învăț bine 4 ani de liceu și la finalul liceului o să pot decide ce vreau să fac cu viața mea. Taică-mă, pe de altă parte, fiind pictor, a zis, vezi și tu. Nu era așa de convins că asta, profilul real e ce trebuie să urmez eu. Și până în ultima zi, eu am fost convins că o să mă duc la Mate Info. Și când am ajuns acolo să completăm fișa aia cu liceul la care vreau să mă înscriu, am văzut acolo pe fișa aia, bilingv, engleză, și eram cu mama și am zis, mamă, eu cred că nu mai vreau să mă duc la mate, eu vreau să mă duc la bilingvă asta, ce înseamnă aici. Și aici a fost un moment de turnură foarte interesant, pentru că ea a zis bine. Nu știu, cumva, încă de atunci am simțit că aveau încredere cumva în mine, știi? Nu mi-au zis, fă asta sau fă asta la altă, știi? De unde până în clasa 8 fusesem destul de popular în școală și așa. Când am intrat la liceu nu m-a mai prea interesat treaba asta și aveam părul lung, stăteam acolo mai mult singur, scriam în banc, nu m-am integrat foarte bine în emo, clasă. Emo, așa, nu? Nu, rocker se numea atunci. După aceea, pe clasa 9, m-am dus la un cenaclu literar. Oh, ce frumos! Da, așa și scriam. Și scriai? Poezii, da.
Poezie, proză? Da. Era un festival la Cluj care se numea Ora Hazului și acolo am luat premii aproape în fiecare an pentru epigramă și proză scurtă. Îmi amintesc de Cenaclu foarte bine pentru că acolo m-am îndrăgostit. Oh, nebunește. Ce frumos! De cine te-ai îndrăgostit, Bogdan? De o fată. E bine! Și da, era o fată care, era cu, care e cu 2 ani mai mare decât mine, Ada, și ea era la Cenaclu acolo și ea scria poezii, proză. Stai, zi-mi cum ai ajuns la Cluj în situația asta. Ia zi, o iubeai pe fata asta? Da, da. Eu iubeam pe fata asta și am ajuns în clasa 10-a. Ea termina 12-a, când terminam eu a 10-a și trebuia să meargă la Cluj la facultate. Corect. Și vreau și eu să mă duc la Cluj cu ea. Și am găsit că există liceu de coreografie și artă dramatică la Cluj. Eu fiind foarte timid... Cum erai tu timid dacă erai teribil așa? Păi eram teribil pentru că eram timid. A, serios? Da. Și am sunat acolo la liceul ăla de teatru și le-am zis că, uite, eu sunt Bogdan, sunt de la Turda și aș vrea să mă înscriu la liceu, să mă transfer acolo, dacă se poate, care e procedura, că eu sunt timid și că mi-ar prinde bine să fac 2 ani de teatru. Chiar ai zis asta? Nu mai știu exact. Nu mai știu exact, dar încercam să fiu foarte sincer, pentru că am sunat de multe ori, de foarte multe ori. Și ele mi-au tot spus, mă, singura șansă de a te transfera aici ar fi... Să zicem dacă cineva ar fi matriculat. Dar asta nu s-a întâmplat niciodată în istoria liceului. Deci șansele sunt zero. Nu, nu are cum, nu. Și eu tot sunând, la un moment dat mi-a zis, zice, domnule, nu o să vă vină să credeți, dar cineva a fost exmatriculat. Ce? Nu pot să cred. Da, da. Și după aia când am ajuns la Cluj și m-a întrebat Bucursan de ce vreau să fac asta cu teatru, mi-a spus, măi, vreau să fac asta pentru că mi se pare că actorii rămân copii. Știi? Mi-a plăcut foarte mult răspunsul. Și m-am mutat la Cluj, la internat, unde era greu. De ce era greu? Păi, ăsta era un liceu de, adică e un liceu de coreografie și artă dramatică. Așa. Și stăteam acolo internat, mai mulți copii în camere. Stăteam în cameră cu niște balerini care nu mă plăceau, că aveam părul mare și nu ne potriveam neapărat. Oricum eram foarte timid și aveam accent de Turda la Cluj. Ce înseamnă asta? Înseamnă că aveam un motiv din asta să mă simt complexat. La vreo lună după ce a început școala, urmea să fie la Timișoara Olimpiada de Teatru. Și fiecare liceu trebuia să meargă cu o scenetă, o piesă și un monolog. Ei aveau scenetă, aveau piesă, dar monolog nu lucraseră deloc aia 2 ani. Da. Și eu eram singurul care avea 3. Văd sala. Și văd că era plin de oameni care se uitau la mine și am avut un blocaj. Nu absolut, cred! Da. Ai uitat tot? Tot. O, tot, Doamne. Mi s-a șters. Tot, nici nu știam cine sunt și unde sunt. Deci nu mai știam nimic. Era liniște totală în sală și am auzit din primul rând... Era profund, deci... Atât au făcut. Și un blanc, era la chel și a făcut așa, plank. Hai de cap, mă. Și chestia aia m-a trezit așa, ploscul ăla m-a trezit. Mi-am adus aminte, am reluat, am făcut, am improvizat cumva și am terminat monologul. Nu spun, eram un efort supraomenesc că am terminat monologul ăla cumva. Mă rog, s-a terminat festivalul, s-a terminat tot și gata, hai să ne strângem să plecăm. Stăteam chiar în ultimele rânduri și se zice și premiul întâi la monolog și marele premiu al festivalului, Bogdan Necuvăr. Era un premiu important, m-a chemat directorul liceului la el. Am vrut că începusem să nu mai am probleme cu colegii de cameră. Nu știu, câștigasem așa, câștigasem foarte multă încredere. Adică și... să ți se întâmple asta la, nu știu, 16-17 ani e ceva. Câți ani ai? 28. Află că acum 20 de ani noi șoferii am lăsat pe suprafața lunii urme adânci de anvelopă. Istoria cuceririi cosmosului începe cu noi. Asta ca să știi și tu cu cine stai de vorbă. Munte venusian de ignoranță. Sau ce vă gândiți de azi dimineață. Mai bine așa mă să colez valizele astea. Am prins aripi. Am început să citesc cărți despre... cu istoria teatrului, despre teatru, să mă documentez, dar dintr-o pasiune din asta, pentru că începusem să montez un spectacol. Mi-am pus în cap să regizez un spectacol. Da. Mi-am distribuit întâi pe colegii mei, mă rog, ei n-au vrut, unii au vrut, unii n-au vrut, n-aveam spațiu,
M-am dus la Casa de Cultură a studenților din Cluj. Cu cine trebuie să vorbesc aici? Că vreau să fac un spectacol. Hai de mine! Și m-am dus și am început să fac un spectacol. Au durat repetițiile la spectacolul ăsta un an de zile. Care am schimbat distribuții, spectacol, citeam, nu știam, mă blocam în tot felul ce de... Ce piesă era? Îngerul electric. Așa. Nu este piesă. Și... și până la urmă a ieșit spectacolul. A ieșit? Da. Vine el. Nu mă lasă el să mor. Îți mulțumesc, Cosmin. Stimați telespectatori, după încă o pauză publicitară, vom reveni în direct cu amănunte. Spectacolul ăsta a fost cumva martorul procesului meu de învățare. În liceul ăsta de teatru din Cluj era mitul ăsta, ajunge la București. Doar doi au ajuns din istoria liceului la București, la facultate. Atunci când am ajuns în București și am văzut, nu știu, facultatea și cum se întâmplau lucrurile aici, mi-am dorit să rămân aici. Nu cunoșteam pe nimeni în București și eram singur. Din nou. Da, și am întrebat în stânga și dreapta cum să fac, să... Am întrebat acolo la cămin, cum se rezolvă, să primim și eu o cazare, stau undeva, să cum... Ce, se rezolvă, nicio problemă. Eu nu se rezolvă nicio problemă. Așa. Cu subînțeles, n-am prins subînțelesul și n-am prins loc în cămin. Așa. Și stăteam, rămâneam cum ar veni chiar pe stradă. M-a adoptat un tip care locuia cu tatălui undeva pe Moșilor și locuia cu un... Era el cu taică-s-o și cu un câine enorm, dog german. Super! Da. Care îl întra de fiecare dată când ajungeam acasă și eu dormeam cu câinele. Era enorm. Într-o dimineață mi-a sunat telefonul, știi, și m-am uitat la telefon și era un număr necunoscut, adică nu-l cunoșteam, am răspuns și era Piersic Junior la telefon. Și care voia să te muți la el. Nu, care zicea, care mi-a zis că eu credea că sunt la Cluj în continuare și mi-a zis, poți să vii de la Cluj să lucrăm la un spectacol? Și nu, nu sunt la Cluj, sunt la București cu câinele. Și te-a distribuit direct așa, din anul întâi? Da, da, la Metropolis. Foarte tare! Opposites Attract se numea spectacolul ăla. Am jucat mulți ani. A fost super! Ne-am simțit extraordinar! De cât timp ne știm noi doi? Nu știu! Ai făcut câteva spectacole și în facultate. Am văzut cu un ATC-ul mai mult, în afară de... Ai mai jucat la teatru foarte mic, parcă... Te distribuiau oamenii, mă rog, mergeai la casting sau deja începeau să te știe? Cum funcționează treaba asta? Da, nu sunt așa de multe castinguri pe cât ai vrea. Dar cum afli de ele? Apropo, că eu nu înțeleg, aici nu există agenți. Că știu că na, la Hollywood există niște agenți care îți fac rol de castinguri și e bine. Aici cum funcționează în România? Tu ca regizor știi niște actori, cineva îți mai sugerează niște actori și... Na, e un cerc de oameni care în principiu joacă și dacă ai ieșit din cercul ăsta, în principiu o vreme până reintri din nou în pâine, nu mai prea ajut. Pe sistemul ăsta de colaborare, dacă ești angajat, da, ești angajat într-o instituție și... Păi nu, dar generația tânără nu prea mai e angajată pentru că s-au blocat la un moment dat niște posturi și nu s-au mai angajat oameni. Mă rog, se mai fac angajări. Se mai fac angajări. Dar tot așa, în principiu. Deci nu pot să cred așa ceva. Deci nu pot să cred că se întâmplă chestia asta. Nu-mi vine să cred, din toată lumea se întâmplă nouă chestia asta. Hai să ne calmăm puțin, okay, Mădălina. Da. Ai zis că tipul e ok, ai spus cu gura ta. Hai să luăm că tipul e simpatic. Da, Radu, am zis... Păi... Am zis pentru că tu ai zis. Ce am zis? Dar de ce te-ai dus tu la Brașov? Te-ai dus la Cluj înapoi. Am rămas cumva de la Cluj cu ideea asta. E la Cluj, la facultate, te obișnuiesc cu ideea că după ce termin facultatea trebuie să te angajezi undeva ca să-ți faci un fel de rezidențiat. Corect. Și mi plăcea ideea asta. La București nu e chiar așa. La București e, băi, termin, unii au noroc să se angajeze, alții lucrează pe colaborare și nu caută neapărat să se angajeze pentru că sunt tineri și se descurcă bine cu libertatea asta de a... Avea multe proiecte și în mai multe locuri. Exact. Da. Dar în același timp de a nu avea nimic sigur. La un moment dat s-a scos postul ăsta la Brașov, la concurs, niște posturi. Și am zis, băi, hai să mă duc la... Adică nu eram... Oricum, mă gândeam, mă, iau, nu-l iau, o să rămân, dar zic, nu sunt în măsură să zic, domnule, nu mă duc la un casting, la o audiție. De ce să nu mă duc? Că m-am dus acolo la audiție, m-am prezentat și m-au angajat la Brașov. Pentru mine a fost o experiență foarte bună să fiu acolo. Am văzut cum se lucrează într-un teatru, a fost chiar un rezidențiat, chiar a fost. Partea proastă a faptului că am fost acolo e că
Deși aș fi avut timp să fac în continuare spectacole la București. Proiecte independente, proiecte independente, da? Nu, cumva, na, te relaxați. Se, nu eu, că eu vreau, dar oamenii se gândesc, bă, ăsta e la Brașov, nu mai ne încurcăm. A, serios? Da, nu. Da. Bine, nu înseamnă că în ăștia 2 ani am făcut proiecte la București, am făcut. Asta zic, că ai și mai am făcut avut spectacole care s-au mai jucat aici. Păi e la TNB, că de-aia am ajuns și la TNB. Uh-huh. Ești aici într-un spectacol, că nu degeaba am venit în sala asta. Da. Că nu le lăsau nici să intrăm, dacă nu erai tu colaborator. Așa. Da, e un spectacol la sala mică, l-am și văzut, e foarte haios. Zi tu, ce da, spectacol e? Da, se numește Dragoste în 4 tablouri. Da. Regia Elena Morar. Când îți arăt la ce bun să mă fi însurat cu o artistă, când în chestiuni din astea, când într-adevăr e vorba de ceva important, tu devin cuiată. Să un cuiat asta e. Am și eu nevoie de variația mea. La ce bun toți banii dacă nu mă aleg niciodată cu nimic în schimb. În altă formă, nu știu. Libertate de pildă. La ce bun înțelegerea noastră dacă nu mă aleg cu nimic din ea. Te iubesc. De ce îi zici asta acum? Spectacolul ridică întrebarea asta. Ce e mai important în dragoste? Fidelitatea sau onestitatea? Și ce e mai important în dragoste? Nu știu dacă pot să... Nu răspunde? Poftim? Nu răspunde spectacolul la întrebare? Spectacolul ridică întrebarea. Doar o ridică? Da. Și tu ce răspunzi? Sunt niște variante de răspuns pe care le dă, dar finalul e deschis. Din câte înțeleg eu. Uh-huh. Din câte am discutat cu Regina, regizoare. La finalul anului întâi de facultate m-am dus, am fost și în Franța și am fost și la Milano, unde l-am cunoscut pe Ion Brioc, care e un regizor din Țara Garilor, care el cumva inspirat de Enrique Vargas, un antropolog columbian, a dezvoltat metoda asta. Așa, teatru care labirin, ce teatru senzorial labirint, cum îi spune el. Zim despre ce e vorba. E o metodă de teatru în care locul scenei dintr-un spectacol clasic E luat de un set de spații interioare și exterioare prin care spectatorul trece singur. Eu mă pregătesc să intru în labirint, îl aștept pe Bogdan să mă conducă. De fapt, îl aștept degeaba. Ce faci, Bogdan? Ești pregătită? Păi nu știu, am un rucsac la mine păstrează, cu apă. Păstrează. E bine? Apă și ce mai trebuie? Practic, intră un spectator la 10 minute, da, și trece prin niște momente, niște instalații. Și cât durează spectacolul? Spectacolul pentru un spectator durează cât un spectacol o oră, teatru, două. O oră, jumătate, cam okay, așa. Bun. Și în fiecare dintre momentele astea, putem să ne imaginăm că e o piesă de teatru și scenele se întâmplă fiecare în altă parte. La unele dintre scenele astea, tu ca spectator asiști, la alte ești parte din ele. Marele plus al genului ăsta de spectacol e că, fiind pentru un singur om, devine foarte personal. De fapt, spectacolul se întâmplă în interiorul spectatorului. Deci, din anul 1-2 de facultate, Mihaela Sebu m-a cooptat să țin niște cursuri de improvizație. Deci sunt oameni care vin, sunt, mă rog, adulți și copii care vor să învețe să joace, da, bine, probabil. Acum nu e cu niște joculețe, de fă niște joculețe, că între timp e o metodă, da, există, este totul structurat pe module, e ceva destul de bine organizat, chiar foarte bine organizat. Sunt multe exerciții care sunt inspirate din antrenamentul actorilor. Ah, și anume, se antrenează vocea, se antrenează capacitatea de a fi prezent în moment și așa mai departe. Dă-mi un exemplu de exercițiu. Tirul întrebărilor. Da. Sunt doi oameni față-față, da, și mereu trebuie să răspunzi cu o întrebare. Așa. Cine face o afirmație, cine se bâlbuie, cine trage de, da, timp, pierde. Ideea e ca fiecare să aducă o informație în plus cu întrebarea, hai, următoare. Hai, maestre. De ce vrei să jucăm? Păi jocul ăsta, zic. Ai greșit. Vezi, din ce ți-am povestit, lucrurile pentru mine au venit așa, dintr-una într-alta. Nu pot să zic că mi-am dorit în niciun moment al vieții mele ceva așa. Bă, neapărat vreau asta, vreau neapărat să intru la București. Vreau să intru că la București, că erai determinat, stai puțin. Eram determinat, dar eu intrasem deja la Cluj. Adică în toate momentele, nu știu, cumva am mers dintr-una într-alta. Actorii în principiu zic, bă, aș vrea să joc Hamlet, am jucat Hamlet. Ce să vreau? E adevărat, la Focșani. Da, am jucat. Am ajuns în Cotroceni, unde l-așteptăm pe Bogdan. Echipa de filmare e gata.
pleacă. De când e pasionat tata cu motorul? De mic am pasiunea asta. Mi-aduc aminte când mergeam la grădiniță cu sora mea, ea mima că merge călare și eu mimam că merg motocicletă. Pe la 18 ani mi-am luat motocicletă. Și accidente? Da. Multe? Da. 10. 10? Peste 10. Nu știu, la 10 m-am oprit să nu din numărat. E grea așa, nu? Dacă pică puțin, nu simți. Ne... ușor. Dacă pică pe tine, da. Nu înțeleg, de ce îți place atât de tare? Uite, mie mi-ar fi frică să mă dau eu toată ziua cu motorul, mai ales cu trafic. Nu știu, ce senzație cauți, exact. O senzație de libertate și ești tu singur cu natura prin care te plimbi. Păi traficul apuci, prin care... apuci să mergi apuc, în natura? Apuc, de asta mi-am și luat de asta, mai de ieșit pe cuclauri. Serios? Și unde te duci? În păduri? Da, pe drumul forestiere. Dacă nu îți cauți libertatea cu motorul, înțeleg că o cauți prin aer. Cât ai zis că e de aer? 350. Cum ai început și cu parapanta? Am copilărit pe câmpuri, prin cheile Turzii, pe la Rimetea, pe munți, așa. Și vedeam de multe ori deasupra mea parapantiști, oameni zburând, știi? Și vedeam că sunt aproape de nor, vedeam cu, eram cu sora mea și mă uitam, ia, care e cel mai sus? Și căutam așa pe cer și la un moment dat, nu știu, aveam vreo 14-15 ani, un prieten mi-a zis, hai, taică-s-o, e pilot de parapantă. Și mi-a zis, hai cu noi să mergem cu parapantele. Și am fost acolo și mi-a dat o parapantă, s-a zis, aleargă, aleargă. Și eram pe un deal și trebuie să fugi cu aia, știi, până... Am tot alergat cu parapanta aia până la un moment dat, când... Nu știu, a venit un curent de aer ceva și m-a ridicat de la pământ, dar într-un fel foarte, cum să zic, foarte lin, nu cum îmi imaginam eu, știi? Așa. Și a fost așa foarte lin și am avut impresia că m-au ridicat zeci de metri, poate erau, nu știu, 2-3 metri. Dar în momentul ăla, nu știu, m-am virusat. Vede? Da. Există două tipuri de zbor cu parapantă. Așa. E zborul la pantă, zborul dinamic, cum se numește. Dacă ai un deal, să zicem, sau un munte și vântul bate perpendicular pe muntele ăsta, se formează o fâșie de aer care urcă. Și cât timp rămâi în fâșia de aer de curent ascendent, rămâi în aer, știi? Da. Când ești în fâșia aia, te duci la aterizare. Da. Și mai există celălalt tip de zbor, care e zborul termic. E foarte așa, interesant. Da. Că pământul se încălzește inegal de la soare. Și, de exemplu, nu știu, o zonă de, habar n-am, case se încălzește mai repede decât zona de pădure din jurul ei. De la sol, de la pământ, se încălzește aerul. Practic formează o bulă de aer cald care urcă sau un tunel de aer cald care așa urcă. Găsești zona de ascendență, da, și rămâi în zona aia. Poți să urci oricât, așa? Păi nu știu cât Sky a fost. Sky is your limit sau cum e? Nu știu cât a fost maxim. Dar cred că nu s-a e periculos la un moment dat? 6.000 de metri. Nu știu, probabil că e periculos, un și sport extrem. Și cum ești în bula aia de aer? Nu mai rămâi, iei în direcția exact cealaltă. Adică în jurul ei aerul coboară și practic când ieși din bula asta, aerul merge spre aterizare sau merge spre următoarea zona ascendentă. E un fel de meditație, eu așa îi zic. Uite, pentru că emisiunea asta vreau eu să se adreseze și tinerilor, puștilor. Vreau să vă întreb pe voi toți, cei care veți fi invitații mei. Nu știu, dacă un tânăr vrea să se facă actor și a dat el seama la undeva la 13-14 ani că vrea să fie actor, cam care ar fi pașii pe care i-ai recomandat tu? Uite, eu am fost 2 ani la liceu de teatru. N-aș recomanda neapărat asta. Cred că e bine să meargă la teatru, să vadă spectacole, e bine să... Dacă la liceu e o trupă de teatru, să
adică practic să se conecteze la ce înseamnă viața teatrală a orașului. Deci să-și construiască o cultură, cum ar fi. Exact. Uite, sunt niște pregătiri care se fac la un ATC, adică înainte de admitere, cu vreo câteva luni, te poți înscrie să mergi acolo în niște cursuri din astea cu alți oameni care vor să au aceleași pasiuni, care vor să dea admitere. Evident, dacă în tânărul respectiv există pasiunea și îl trage ața în direcția aia, o să știe ce să facă, nu prea ai nevoie de sfaturi. Bine, păi mersi atunci și ne vedem la teatru, nu? Da. Cam atât pentru azi, sper că v-ați distrat și că ne veți urmări în continuare. Ce vrem noi să facem în emisiunea asta este să vă arătăm că în România există foarte mulți tineri talentați și foarte pasionați de ceea ce fac. Sunt creativi și cred eu că merită să-i cunoaștem. Așa că urmăriți-ne! Pa, pa!